Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prieteni, am auzit de multe escrocherii în țara asta de-a lungul anilor, dar asta este chiar neașteptat de creativă. Aș zice, în județul Prahova, un domn din comuna Cocărăștii Mislii, așa îi spune aceste comune, Cocărăștii Mislii, nu știu de unde vine, dar îmi place numele foarte mult. N-am fost niciodată pe acolo, deci, să facem un city break. Sună spectaculos, da, domnul exotic. Domnul din Cocărăștii Mislii a inventat, cum să zic, un abonamentul de șpagă pentru protecție față de amenziile poliției. Abonamentul de șpagă, adică el oferea șoferilor profesioniști, așa zicea el, imunitate la echipajele de poliție rutieră în schimbul unui abonament de 600 de lei lunar. Adică plăte... acolo în zonă. Pe DN1, imediat explic, țintele erau șoferii profesioniști, șoferi de cisternă în primul rând sau ai camioanelor de mare tonaj care n-au dreptul să circule pe DN1 pe anumite tronsoane, pe Ploiești-Predeal, de exemplu, decât noaptea și deloc în weekend. Atunci prețul e mic. 600 de lei pe lună. Mic. Și domnul acesta, altfel supranumit părințelul, le explica victimelor care are relații mari în poliție și poate aranja ca cei care cotizează să nu mai fie trași pe dreapta dacă nu respectau programul de circulație. Și înțeleg că au fost destul de mulți care au dat. Ce idee bună, știi? Practic, plătești un mic abonament de 600 de lei și... Ai treceri nelimitate. Da, exact. Că normal, probabil era 50 de lei bucată. Da, deci nu l-are pe categorii 2 treceri, 6 treceri sau... Cred că nu. Dar de câte ori poți să treci pe DN cu camionul? Hmm. Când nu e voie decât noaptea și nu știu ce. Bă, dai, ce să-ți treacă prin cap? Abonament? Deci, e, ca să nu ne mai tot... Băiatul e smart. Da. Și era o escrocherie. Unii dintre acești șoferi chiar au fost opriți. Evident, s-au dus să-i reproșeze lui părințelu, ce ai făcut? Păi ți-am dat bani și nu știu ce și atunci... Și nu vrei să vină un camion ajuste, da. Ia la întrebări. Părințelul le-a explicat că au întârziat cu plata abonamentului. Asta e expirat. Și a ieșit din perioada de grație. Băi, n-ai cum. Deci omul foarte bun. Asta mi-aduce aminte de... Acum nu știu dacă e legendă sau nu, dar e instructorul ăla de școală de șoferi, care zicea că poate să aranjeze examenul de traseu cu polițistul, să dea candidat 100 de euro. Și candidatul dădea 100 de euro și dacă trecea examenul, îi dădea banii, păstra banii, dacă pica, îi dădea banii înapoi și spunea, bă, n-a vrut să ia. Da. Băi, deci dar când am dat eu examenul... Era mai mult de 100 de euro. Nu, dar era o practică generalizată asta, adică foarte mulți pretindeau 100 de euro pentru instructori. Da. Adică instructorul pentru polițist. Da, dar tu nu știai niciodată dacă îi dai. Evident că n-aveai cum să verifici asta. Eu cred că majoritatea nici nu dau. De fapt. Probabil că nu. Da, bine, na, la noi, adică n-ar fi fost de mirare nici dacă dădeam. Știi ce spun? Revenind la cazul cu părințele, mă întreb un amic ce plăteau taxă de reconectare în cazul în care... Bun, de ce scrocheria? Povestea a tot crescut, până au intrat procurorii pe fir și a fost declanșată o anchetă care a dus în cele din urmă la descoperirea unei alte rețele de șpagă între șoferi și polițiști, asta pe bune. De data asta. Deci unde dai și unde crapă. Uh-huh. Ăla doar din vorbe le lua banii și nu făcea nimic mai departe. Dar da, a stricat mai departe. Da. Mai mulți agenți au fost prinși că luau mită în canistre cu motorină de la șoferii pe care îi trăgeau pe dreapta. Ba chiar e vorba de șoferi profesioniști, de cisternă, mă rog, ce am zis. Unii dintre aceștia cotizau regulat în bidoane de lichid de parbriz de câte 5 litri. Adică treceau pacă, îi dădeau... Dar ce făceam cu polițistul motorină, cu atâta? 5 litri. Da. 5 mă rog. Litri, bidon mic, bidonul. Băi, băiete, stai să te gândești, au dat cinstea pe o șpagă, cât e un bidon de 5 litri, cât mai e litru de motorină? 8 lei, cât e? Pe acolo. 30-40 de lei, 50 maximum. Îți dai... Ajunge, în fine. O tranzacție între... Câte camioane trec pe... Da, motorina era și ea furată. Evident că nu se ducea șoferul să o cumpere de undeva, o lua de la el din rezervor sau direct din cisternă. Habar n-am, deci o tranzacție între hoți. Cum ar veni? Unii hoți la volan, alții hoți în uniformă. Și în general, dacă tot opreau șoferii contravenienți și mituitori și hoți care furau nu știu ce, motorina, polițiștii le dădeau avertismente sau amenzi simbolice. De pildă pentru că aveau numerele de matriculare murdare. A luat cineva amendă vreodată? Nici nu știu cât e pentru număr de matriculare murdar? Eu nu. Nu mi s-a întâmplat. Dar am fost atenționat. Avertisment am luat. Aha. Mai apăreau și încurcături. De pildă, un polițist a explicat anchetatorilor și remușcări apăreau. A explicat anchetatorilor că l-a sunat la un moment dat pe șoferul lui mituitor și i-a spus că nu mai vrea să ia cei 20 de litri de motorină pe care îi primise, deoarece alt coleg de-al lui, polițist, mai cinstit, îl sancționase pe șpăguitor. Și atunci, practic, dacă el nu îndeplinise serviciu, i-a oferea, cum ar veni, și garanție.
Era cinstit. Da. Practic. Deci, bă, îți dau degeaba îl faci păguitor dacă el e cinstit. Da, face retur la... că nu s-a... Și același polițist a spus că primea nu doar motorină și alte lucruri și la un moment dat a primit un ied. Ied mic. Țapă bun. Ied bun. Una peste alta în acest dosar a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare doar acest domn, părințelul din Cocoreștii Mislii, găsit vinovat pentru cumpărare de influență, scrie publicația Bună ziua Brașov. Restul dosarelor se judecă, sunt prin diferite instanțe și oricum polițiștii inculpați înțeleg că au ieșit la pensie și acum stau la pensie și iau bănuți frumoși pentru serviciu credincios în slujba cetățeanului, siguranță și încredere, păiezi și bidoane de iau motorină. Pensia în motorină? Da, așa, băi, ar trebui să le dea așa, motorină înduită cu apă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.